Psalmul acesta, psalmul 125, un psalm al treptelor, un psalm al ascensiunii spre întâlnirea cu Dumnezeu. Cineva zicea că dacă acest psalm reprezintă treptele care le parcurge credinciosul a se apropia de Dumnezeu, acest psalm ar trebui ca să fie undeva pe penultima sau pe ultima treaptă, pentru că tratează și comunică un adevăr așa de important, care deși obiectiv, Scriptura îl descrie peste tot subiectiv, așa de greu îl experimentăm, și anume adevărul siguranței care îl avem în mâna lui Dumnezeu. Siguranța care o avem odată ce Dumnezeu ne-a răscumpărat, El este Cel care garantează că acea lucrare este sigură. El garantează că lucrarea care a început-o în noi va persevera. Acea lucrare bună care El a început-o, o va duce până la bun, până la bun sfârșit. Și deși acest adevăr este clar enunțat, explicat peste tot în Sfintele Scripturi, este adevărat că de multe ori nu îl resimțim în viața noastră. Nu îl experimentăm în viața noastră. Cei mai mulți oameni, atunci când sunt întrebați dacă au siguranța mântuirii, chiar dacă răspund da în lăuntru lor, da, răspund da teoretic, intelectual, păi da, știm că una dintre învățăturile principale ale Scripturii este că sfinții, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, vor persevera până la capăt. Dar în lăuntrul inimii tale, parcă s-a încolțit un dubiu, o nesiguranță, o neliniște, și spui întrebarea, oare chiar? Oare eu? Oare sigur? De aceea, cred că este corect ca să spunem că realitatea aceasta a siguranței, credința neclintită că vom persevera, este într-adevăr una dintre cele mai înalte trepte, de cele mai mari culmi când vine vorba de viața, de viața credință. Și este această temă care este tratată de psalmist în acest, în acest psalm. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în veac. Căci toiagul de cărmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți. Pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Dar pe cei ce se apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac rău. Pacea să fie peste Israel. Amin. Ce minunat acest psalm, ce încurajare! Dacă cu adevărat trecem dincolo de cuvinte și pătrundem în esența lui, pătrundem în promisiunea lui, și anume o promisiune de perseverare, o promisiune de siguranță pentru poporul lui Dumnezeu. Promisiunea perseverării vedem că este pentru anumiți oameni, și anume pentru cei ce se încred în Domnul. Și este important să subliniem acest lucru, pentru că în versetul 3 și 4, psalmistul descrie pe poporul lui Dumnezeu ca și neprihăniți, ca și cei buni, ca și cei cu inima fără prihană. Dar este important să nu uităm cumva vreodată că toate aceste descrieri, toate aceste realități, bunătate, neprihănire și așa mai departe, își au rădăcina într-o singură realitate, și anume credință. Dacă nu ești printre cei ce se cred în Domnul, degeaba se poate spune despre tine, omenește vorbind, că ești bun. Poate cineva chiar ar spune despre tine că ești neprihănit. S-ar uita la viața ta și ar spune, mă, este un om așa de bun, așa de neprihănit, realmente. Nu i-a greșit niciodată nimănui. Omul acela nu ar răni o muscă, da? Nu ar face nimic rău. El este un om bun. Bunătatea despre care se vorbește aici, neprihănirea despre care se vorbește, este o neprihănire care izvorește din credință. Calitatea sau condiția
pentru a fi considerat parte din poporul lui Dumnezeu, care se bucură de această promisiune a siguranței, a perseverării, este că faci parte dintre cei ce se încred în Domnul. Asta este o condiție fără de care nu ai dreptul, nu te poți bucura de această promisiune. Promisiunea perseverării, promisiunea siguranței, este pentru cei și doar pentru cei credincioși. Nu pentru cei morali, în primul rând, lumea este plină de oameni morali. Unii dintre ei mai morali decât noi. Da? Se spune despre unii că sunt mai pocăiți decât pocăiți. Și așa este. Poate chiar în orașul nostru am putea găsi oameni care trăiesc o viață mai morală decât noi. Nu pentru cei ce fac fapte bune, în primul rând, nici măcar nu pentru cei religioși, în primul rând. Sunt oameni mai religioși decât noi. Să fie foarte clar. Sunt oameni mai religioși decât noi. Sunt oameni mai dedicați mersului la biserică, sunt oameni mai dedicați ritualelor, sunt oameni mai dedicați sacrificiului, sunt oameni care le spune popa să înconjoare biserica în jerunți până le curge sânge. Asta fac. Dacă vi s-ar cere așa ceva, spune, băi, prea de tot. Da? Frate, e prea de tot că ni se cere să vină de 3 ori pe săptămână la biserică și să mai mergem și la grupe mici. Și să avem și părtășii de ucenicizare. Prea de tot, prea mult, da? Prea mult. Noi când eram copii, mai spuneam părinților, când ne săturam de prea multă biserică, ziceam too much church, prea multă biserică. Mami, tati, too much church. Da? Duminică biserică, dimineață, duminică seara biserică. Joi seara sau vineri seara biserică. După aia evenimente speciale, întâlniri. Prea mult. Religiozitatea, până la urmă, nu garantează că faci parte din poporul lui Dumnezeu. Într-adevăr, cel credincios inevitabil va avea asemenea calități. Va avea asemenea calități. Va fi un făcător de fapte bune. Pentru că din credință izvorăște dorința de a fi plăcut lui Dumnezeu. Inevitabil va fi și un om religios, pentru că un om credincios va căuta să manifeste acea credință. Și acea credință se organizează după niște principii scripturale care pot fi numite o religie, dacă vrei să o numești așa. Da? Există un loc în care te duci periodic ca să te întâlnești cu poporul lui Dumnezeu. Există anumite lucruri care ne cere Scriptura să le facem în acel loc. Există anumite lucruri care ne cere Scriptura să le facem în afara întâlnirii bisericilor, fie vorba de rugăciune, de post și așa mai departe. Inevitabil omul credincios va arăta ca și un om religios. Da? Va fi un om neprihănit, va fi un om care va trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Dar esența bunătății lui este credința. Toate aceste lucruri izvorăsc din credință. Izvorăsc din convingerea că el este împăcat cu Dumnezeu. Că el este mântuit. Pe când omul care este moral, bun, religios, fără credință, folosește acele lucruri ca să ajungă cumva la convingerea că ar putea fi acceptat. Asta este diferența. Omul cu adevărat neprihănit este acceptat și pentru că crede lucrul acesta cu toată tăria. Sunt acceptat, orice ar fi. Hristos a murit pentru mine. Păcatele mele sunt iertate. Și din această convingere izvoresc toate aceste lucruri. Izvorește implicarea religioasă, izvorește bunătatea, izvorește faptele bune. Da? Nu pentru a ajunge la convingerea că s-ar putea să fiu acceptat, ci pentru că deja sunt acceptat. Pe când omul religios, falsul credincios, crede că dacă poate ca să atingă anumite culmi de performanțe, s-ar putea ca să fie acceptat, s-ar putea ca să fie iertat. Esența omului cu adevărat bun, omului cu adevărat neprihănit, este în primul rând credința. Ea stă la temelia acceptării noastre, ea stă la temelia aparținerii noastre în poporul lui Dumnezeu. Și toți cei care aparțin poporului Dumnezeu, ne spune psalmistul că beneficiază de această siguranță, beneficiază de această perseverare. Și psalmistul ne prezintă această perseverare prin două posturi sau prin două metafore care, în primul rând,
sunt locative, vorbesc despre noi și despre Dumnezeu și relația locativă, relația geografică, dacă vrem să vorbim așa, dintre noi și Dumnezeu. Și prima postură care asigură siguranța noastră sau care asigură perseverența noastră este faptul că Dumnezeu este cu noi. Da? Dumnezeu care este cu noi. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Faptul că cel credincios este portretizat ca și fiind stabil și statornic și liniștit prin această siguranță, prin metafora muntelui, este evident lucrul acesta. Dar vom vedea că este mai mult decât atât. Asta ne-ar putea induce în eroare ca să credem că motivul pentru care avem siguranță este că eu sunt ca un munte. Stare ca un munte. Eu nu sunt așa ciuriburi. Eu sunt munte, frate. Nu sunt nici măcar ca și dealul mesajului. Eu sunt... Da? Nu chiar. Din nou, este evident că cel credincios este portretizat ca și fiind unul statornic și stabil prin această metaforă a muntelui, în contrast cu omul necredincios și nelegiuit, care în Scripturi este descris ca și fiind instabil și nestatornic. De exemplu, omul care zidește casa pe nisip, în contrast cu omul care zidește casa pe stâncă. Da? Matei 7. Cunoașteți toți acea pildă. Da? Sau Isaia 57:20. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și a cărei ape aruncă afară noroi și mal. Da? Cei răi sunt neliniștiți în ființa lor, în adâncul lor, în sufletul lor. Par poate aranjați, par să emane o anumită siguranță, dar în lăuntru lor există o neliniște. Da? Sunt nestatornici în lăuntru lor. Biblia peste tot descrie pe cei nelegiuiți, necredincioși, ca și având această postură, această calitate. Iacov 1:16, da? Dar s-o ceară cu credințe fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Cel necredincios este unul instabil, ușor împins de vânt, de ape, de orice, da? Efeseni 4:14. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Da? Omul imatur, omul slab sau necredincios, care este ușor purtat, versus omul credincios, care este o stâncă. Da? Este portretizat în psalmul nostru ca și un munte. Și întrebarea pentru noi este, tu cum ești? Și eu cum sunt? Dacă ni s-ar face o portretizare nouă, ce s-ar spune despre noi? Cum am fi etichetați noi? Pe drept. Nu de dușmanii noștri, da? Nu de hateri, cum se spune, și de cei care ne cunosc. Cum ne-am etichetat noi? Numai eu, Mihai Marian, în fața oglindei, ce aș spune despre mine? Sunt un om stabil? Sunt un om matur? Sunt un om statornic? Sunt un om care nu sunt purtat în dreapta și în stânga cu ușurință de greutățile acestei vieți? Sau sunt ca valul mării? Astăzi sunt pe culme de munte, mâine sunt în cea mai adâncă vale. Astăzi mă văd voivod și biruitor, mâine cred că sunt fundul iadului. Unde mă regăsesc eu? Da? Și evident nu mă uit doar la un moment, o clipă din viața mea și mă uit la toți anii trăiți împreună cu Domnul. Dar metafora este mai amplă, metafora folosită de psalmist și profundă decât doar atât. Că noi, prin noi înșine, suntem munți. De ce acest munte? Da? De ce acest munte este descris ca și fiind întărit pe vecie? Alți munți nu sunt oare întăriți pe vecie? Muntele Sionului are o semnificație deosebită pentru poporul lui Dumnezeu, pentru poporul Israel și până la urmă și pentru noi. Muntele Sionului este locul unde s-a dat legea. Muntele Sionului este locul unde s-a simțit
prezența lui Dumnezeu în mod deosebit, mai ales pentru Moise, care a fost reprezentantul poporului Dumnezeu. Muntele Sionului este locul unde s-a făcut un legământ cu poporul lui Dumnezeu. Ca atare începem să înțelegem că acest munte, în simbolistica poporului Israel și în mintea psalmistului, are o importanță deosebită. Nu este orice munte care stă pe vecie, ci este un munte cu semnificație specifică, care este ales, întărit, păstrat de Dumnezeu. Pentru că acolo s-a întâmplat ceva extraordinar. Pentru că ceea ce s-a întâmplat acolo reprezintă ceva extraordinar. Pentru că acolo Dumnezeu a coborât să se întâlnească cu poporul său și să intre într-un legământ cu poporul său. Începem să înțelegem că nu este vorba doar de o metaforă generică, generală, ci de una specifică, mult mai profundă. La fel cum Ierusalimul din versetul 2 nu este aleasă ca și orice cetate. Nu-i tot una dacă vorbim despre Ierusalimul care este înconjurat de munți sau despre Zalău sau Brașov. Și este o cetate anume, un oraș anume, un munte anume. Și în cazul acesta înțelegem că la superlativ, muntele Sionului reprezintă o stabilitate, o statornicie deosebită de cea a oricărui munte. Pentru că este întărit veșnic. Pentru că este muntele Domnului unde El a intrat în legământ cu poporul Său. Este muntele unde prezența lui Dumnezeu este făcută cunoscută. Prima postură care ne dă siguranță este faptul că Dumnezeu este cu noi. Nu ne-ar ajuta la absolut nimic numai să ne aflăm pe munte. Să ne urcăm undeva pe o culme de deal și să spunem, acum sunt în siguranță. Dacă Dumnezeu nu este acolo, dacă nu este muntele Lui, dacă El nu promite siguranță. Da? Ați fost vreodată la castrul roman aici la Porolisum? Romanii aveau strategia asta foarte bună, să aleagă culm de dealuri și de munți și acolo să-și facă cetății. Unde este Imperiul Roman astăzi? Nicăieri. Da? De ce? Pentru că doar o poziție geografică nu-ți poate garanta perseverarea. Doar puterea ta omenească nu-ți poate garanta perseverarea și siguranța. Este nevoie ca să fii pe un munte anume. Și muntele acelea poate fi chiar în fundul unei văi, când Dumnezeu coboară ca să fie cu tine. Prima postură care ne dă siguranța este faptul că Dumnezeu este cu noi. Iar dacă în Vechiul Testament și în Vechiul Legământ, această realitate era semnificată sau simbolizată prin tot felul de elemente exterioare, cum ar fi muntele Sinai, tablele legii, cum ar fi chivotul, cortul întâlnirii, templu, toate lucrurile acestea erau menite să comunice exterior, vizibil, realitatea că Dumnezeu este cu poporul său, de partea poporului său și în prezența poporului său. În Noul Testament și Noul Legământ, această realitate este amplificată și desăvârșită. Iar acum avem această realitate nu în exteriorul nostru, nu printr-un munte, nu printr-un templu, ci prin lăuntrul nostru, prin ceea ce Dumnezeu a făcut în lăuntrul persoanei noastre. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Arvuna Duhului este în lăuntrul nostru. Este încapsulată în chivotul care este credinciosul. Noi purtăm această arvună. Adunarea celor răscumpărați a devenit acum cortul întâlnirii. El coboară în mijlocul nostru când ne adunăm în numele Lui. Iar legea dată la muntele Sinai nu este scrisă acum pe table de piatră, ci este scrisă pe inima noastră, în lăuntrul nostru. Și Dumnezeu acum, în Noul Legământ, este cu adevărat cu noi. Emanuel, adică Dumnezeu care este cu noi. Nu doar de partea noastră, ci realmente cu noi. Ba mai mult am putea spune Dumnezeu care este în noi. Dacă Dumnezeu cobora ca să fie în mijlocul poporului său, cu atât mai mult Dumnezeu este în jurul nostru, în mijlocul nostru, dar El este în noi. Și aceasta este postura în relație cu Dumnezeu care îți dă siguranță. Atunci când Dumnezeu este cu tine, atunci când Dumnezeu este în tine. A doua postură, a doua relație locativă care ne dă această siguranță este Dumnezeu care este în jurul nostru.
în jurul nostru. Cum este, versetul 2, cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său, de acum și până în viac. Ce exces de har din partea lui Dumnezeu pentru poporul său. Nu doar cu noi și în noi, de parcă asta n-ar fi suficient, Dumnezeu vine și ne înconjoară. Suntem înconjurați de El de acum și până în viac. Avem parte de o protecție interioară și parte de o protecție exterioară. Avem parte de prezența lui Dumnezeu în lăuntrul nostru, în mijlocul nostru și în jurul nostru. Semnificația înconjurării Ierusalimului de munți este evidentă. Munții acordă un element de protecție. Munții în jurul unei cetăți acordă un grad de protecție de la cei care ar vrea ca să cucerească acea cetate. Orice armată care vrea să atace trebuie întâi să traverseze acele obstacole. Și evident este mult mai greu ca să ataci o cetate care este undeva sus pe un munte și înconjurată de munți, da? Decât o cetate care este undeva într-o vale sau pe un șez și pur și simplu vii ușor cu forțele tale și poți ca să cucerești acea cetate. Munții sunt o protecție naturală pentru orice cetate. În același timp, munții dau un perimetru natural, un fel de graniță naturală. Dacă astăzi știm unde este granița pentru că ne opresc la unguri, da? După nu mai te oprește nimeni până când ajungi la ocean. Dar pe noi românii ne opresc la unguri. Astăzi eu urmează să mă duc spre Ungaria și o să mă oprească la unguri să-mi ceară actele. Și știu în momentul acela că ies din perimetru țării mele și ajung la unguri. Dacă astăzi știm, pentru că avem granițe de genul, da, o linie trasată pe o hartă, în vechime știai care era perimetru, granița teritoriului tău, granița țării tale, poporului tău, prin anumite perimetre naturale, de obicei formate de anumite forme de relief și geografice. Cum ar fi munții? Când te uitai în jurul tău, știai, uite, până acolo sunt în siguranță, până acolo sunt încă pe terenul poporului nostru. Și în momentul în care ajungeai, acolo știai să te oprești, că dincolo de aceasta vinea nesiguranța, vinea pericolul. Și munții acordau acest perimetru natural, această graniță. Ei ne ajută să cunoaștem perimetrul în care beneficiem de protecție. Dacă vinea o invazie, repede fugeai înapoi la cetate, da? Dacă vinea cineva să facă rău, repede puteai să fugi înapoi la poporul tău. Ei ne ajută ca și călăuză, ca și un punct de reper. Nu erau, pentru oamenii care trăiau într-o asemenea cetate, nu erau GPS-uri, nu era Google Maps. Da? Dacă te luai undeva la o călătorie mai departe, punctele de reper erau geografice, erau, cum am zis, punctele de relief. Da, oamenii mai educați poate se puteau ghida după stele. Seara se orientau după stele. Dar pur și simplu oamenii se uitau și ziceau, ok, m-am dus în direcția asta, știu că am lăsat muntele respectiv sau dealul respectiv în dreapta mea, când mă întorc, trebuie să mă duc pe aici și să fie în stânga mea. Cred că așa ar fi normal, da? Sunt puncte de reper care ne ghidează. Setează un perimetru a protecției și ne ghidează înapoi înspre cetatea noastră. Da? Când ne rătăcim, ne ajută să ajungem înapoi acasă. Eu, în trecut, eram foarte pasionat de off-road. Da? Mă suiam în jeep și mergeam pe toate dealurile astea, coclaurile astea de aici. Și la un moment dat ajungeam în zone unde nu mai știam unde eram și nu funcționa telefonul. Și tot ce puteam să folosesc să mă ghidez erau anumite forme de relief. Mă uitam în jurul meu și ziceam, ok, știu că dealul acela sau vârful acela este înspre Zalău. Mă duc acolo. Și când ajungeam acolo, iară vedeam mai bine. A, uite, văd meseșul. Înseamnă că sunt în direcția cea bună. Până când intram pe 3G și după aia băgam GPS-ul. Dar când eram fără, trebuia să mă orientez după munți, după dealuri. Și de asemenea, metafora aceasta despre prezența lui Dumnezeu în jurul nostru, ca și niște munți care înconjoară cetatea Lui, ne transmite că El este protecția noastră,
El înconjoară cetatea, înconjoară cetatea poporului său, el protejează poporul său de la invaziile celui rău, el ne dă puterea interioară, cât și protecția exterioară, da? Și el ne dă punctele de reper prin care să știm să nu ne depărtăm prea mult de cetatea lui, de cetatea lui sfântă. Aceasta nu înseamnă că nu vor fi încercări, greutăți, căderi chiar, atacuri, da? Nu asta înseamnă perseverarea, nu asta înseamnă siguranță. Protecția lui Dumnezeu asigură perseverarea și victoria prin aceste încercări, nu lipsa lor. Asigură victoria împotriva inamicului când el se ridică împotriva cetății, nu faptul că nu te va ataca nimeni. Promisiunea nu este o viață lipsită de atacuri, ci o viață victorioasă împotriva atacurilor. Nu este o viață lipsită de greutăți, ci o viață prin care poți birui aceste greutăți cu ajutorul lui Dumnezeu. Și ni se dă, în sensul acesta, o promisiune ca să nu descurajăm când suntem copleșiți de atacul celui rău, care va veni din nou și din nou și din nou. Da? Deci avem în primul rând postura în care avem siguranță și în al doilea rând avem promisiunea acestei siguranțe și anume, priviți ce spune psalmistul, căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea sau pe terenul sau pe pământul celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Toiagul de cârmuire al răutății se referă la autoritatea sau la puterea care cel rău, adică Satan, o are acum pe acest pământ. Deseori când ne uităm în jurul nostru, când privim la viața noastră, este greu de crezut că beneficiem de protecția sau de paza lui Dumnezeu. Nu este așa? Uite la viața ta. Probleme de toate felurile. Probleme de sănătate, probleme cu familia, probleme de căsnicie, probleme la lucru, da? Atacuri din toate părțile. Spune, frate, ce siguranță e asta? Ce pază e asta? Când dacă mă uit în viața mea, eu numai siguranță și pază nu simt. Pare că cel rău a traversat munții, pus acolo să ne protejeze. Pare că cel rău a asediat cetatea. Pare că cel rău a cucerit zidurile. Pare că cel rău s-a infiltrat în cetatea sfântă protejată de Dumnezeu și el este în control acum. Vestea bună este că dar pare. Trebuie să ne amintim că cel rău nu are decât autoritatea și puterea care îi îngăduie Dumnezeu. Și dacă astăzi resimți suferință, durere, încercare, atacuri, ele sunt doar îngăduite de Dumnezeu pentru o vreme. Promisiunea este aceasta, căci toiagul de cârmuire, căci puterea răutății, puterea celui rău, influența lui, nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți. Atacul și puterea de a realiza acest atac, spune psalmistul, este temporar. Și atacul va fi în cele din urmă falimentar. Toiagul de cârmuire, mi-amintește psalmistul, este veșnic a unuia singur, a lui Dumnezeu. Cetatea este a lui, poporul este a lui și victoria este garantată pentru poporul lui Dumnezeu. Moștenirea noastră este sigură. Faptul că acum și aici apare nesigur. Faptul că acum și aici este permis celui rău ca să atace cetatea. Faptul că suferim pierderi de multe ori. Faptul că pierdem bătălii câteodată nu înseamnă că războiul nu este câștigat. Nu înseamnă că moștenirea promisă este cu adevărat în pericol. Toiagul de cârmuire a celui rău, autoritatea și puterea celui rău este până la un punct stabilit de Dumnezeu. Și moștenirea noastră este sigură, pentru că vine o zi în care Dumnezeu îl va lua pe cel rău și îl va închide în iadul veșnic împreună cu toți cei care l-au urmat. Să nu uităm vreodată lucrul acesta. Uitați motivul pentru care această promisiune este o realitate și pentru care suntem amintiți de ea. Pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Dumnezeu știe
cât de slab suntem. Aceea în 1 Corinteni 10 cu 13 ni se spune că nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost omenească, să nu fi fost comună omenirii. N-am găsit o traducere în limba română care să mă satisfacă. Aceasta este GBV-ul, citit și Cornilescu și noua traducere. Și credincios este Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, care nu va îngădui să fiți ispitiți peste ce puteți. De ce? Pentru că suntem noi munți, puternici, statornici? Nu! Și pentru că împreună cu ispita, spune el, va pregăti și scăparea și puterea necesară ca să o puteți răbda. Dumnezeu știe cât de slabi suntem. Gândește-te la tine personal și care ar fi finalul tău dacă Dumnezeu ar îngădui toate atacurile celui rău. Toate. Dacă n-ar fi vreun munte să oprească armata celui rău și dacă tot ceea ce rău ar vrea să-ți facă, ți-ar putea face. Care ar fi finalul vieții tale? Care ar fi răspunsul tău? Dacă Dumnezeu nu ne-ar da împreună cu încercarea și puterea de a răbda și scăparea din acea încercare, dacă nu am avea această promisiune că puterea celui rău nu va rămâne peste moștenirea celor neprihăniți, dacă pur și simplu promisiunea ar fi, dacă tu ești în stare să birui, atunci primești. În rest, descurcă-te. Cât de repede am dezdădăjduit noi? Cât de repede am întinde noi mâna spre lucrurile rele? Cât de repede am cocheta cu a compromite neprihănirea cerută de Dumnezeu? Cât de repede am abandonat drumul pe care ne aflăm spre cetatea sfântă și am merge în cealaltă direcție pentru că nu mai putem suferi atacurile celui rău? Cât de repede am fi pierduți? Dacă n-am beneficiat de protecția externă a lui Dumnezeu, care nu permite anumite atacuri, și dacă n-am beneficiat de protecția internă, care ne dă puterea necesară să răbdăm și să scăpăm din acele încercări. Ca atare, nu te zdănăjdui. Nu uita că atacurile sunt temporare, că autoritatea celui rău este pentru un timp și că promisiunea nu este că nu vei avea încercare, ci că în cele din urmă vei fi biruitor. Și că vine o zi când autoritatea celui rău va fi ridicată și împărăția Dumnezeului nostru va fi instaurată cu desăvârșire pentru veșnicie. De asemenea, psalmistul vine cu o petiție și ne amintește ca să facem și noi o petiție în mijlocul acestor încercări, în mijlocul acestor asalturi. Faptul că beneficiem deja de o protecție din partea lui Dumnezeu, faptul că avem promisiunea siguranței nu înseamnă că nu putem ca să venim și să cerem ajutorul lui Dumnezeu în mijlocul încercării. Este cea mai mare prostie să gândești în termen Dumnezeu a făcut tot ceea ce ține de El, acum eu trebuie să mă descurc. Petiția este aceasta: Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană. Vestea bună pentru noi este că în mijlocul asaltului, viacului acestea, este că Dumnezeu este statornic, dar nu static. Dumnezeu este ca și acești munți, ca și muntele Sionului. Dumnezeu nu este un munte care nu se mișcă. El nu este munte sau cetate, ci El este Dumnezeul cel viu. Iar bunătatea Harului Său nu se sfârșește. Când trecem prin suferință, nu privim doar la vârfurile munților și ne amintim că Dumnezeu le-a pus acolo pentru protecția noastră. Nu privim doar la zidurile cetății și spunem, Dumnezeu deja ne-a protejat. Altceva ce să mai fac? Ci privim la aceste lucruri și ne amintim că Dumnezeul care a pus acolo aceste protecții este un Dumnezeu viu. Și un Dumnezeu care intervine. Și un Dumnezeu care a promis că va face orice pentru poporul Său. Și strigăm către Dumnezeul nostru, cel viu, să intervină și să reverse din nou din bunătatea Sa. Varsă-ți binefacerile, ce imagine sugestivă a Harului Dumnezeu. Ce îndrăzneală din partea copiilor lui Dumnezeu să venim să cerem, nu un picur, nu un strop, ci un tsunami, o avalanșă de binecuvântare și de binefacere din partea lui Dumnezeu atunci când suntem
atacați de cel rău. Atunci când simțim că nu vom mai putea rezista, atunci când punem la îndoială siguranța care ni s-a dat. Să vii și să ceri o revărsare a binecuvântării lui Dumnezeu. Să vii și să spui, Doamne, ai milă de noi, pentru că suntem slabi. Și în slăbiciunea noastră, dacă nu intervii, ne-am îndreptat spre nelegiuire. Dar nu vezi că zidurile se dărâmă? Nu vezi că armata escaladat munții? Nu vezi că nu am eu o resursă cu care să le fac față? Ce motivație extraordinară în rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, ai milă de noi și intervine, pentru că nu vrem, din cauza slăbiciunii noastre, să ne îndreptăm spre nelegiuire. Și Dumnezeu este bun și intervine. Dumnezeu este bun și peste binecuvântările și protecția și puterea care a dat-o mai revarsă alte protecții și alte binecuvântări și altă putere. Pentru că orice ar fi nevoie și cu orice preț, El nu își lasă poporul, El nu își abandonează poporul și își îndeplinește promisiunea. Există totuși, îi se spune și un pericol. Da? Nu doar o promisiune, nu doar perseverarea, dar suntem amintiți de un pericol. Dar pe cei ce apucă pe căi lăturalnice, să inimicească Domnul împreună cu cei ce fac răul. Există și posibilitatea de o falsă siguranță. Da? Imaginea este clară. Există o cale a lui Dumnezeu. Există un popor al lui Dumnezeu care merge pe această cale. Și dintre cei care se identifică cu poporul lui Dumnezeu, care se numesc poporul lui Dumnezeu, care se consideră poporul lui Dumnezeu, mai vezi că, ca și pe autostradă, o iau la o ieșire și merg pe drumul ăla de pe lângă și la un moment dat deviază. Dacă i-ai întrebat pe foarte mulți dintre ei, hei, ce-i cu devierea asta? Nu, eu... Știi, eu am drumul meu în viață, frate, am calea mea. Și ne zicea, ce spune asemenea frate, a fost întrebat un predicat, frate, ce zici despre fratele ăsta? Mai el are drumul lui în viață și pe drumul ăla n-ar trebui să meargă nimeni. Cam așa suntem noi de multe ori. Noi deviem de la singura cale, de la dreapta cărare, de la calea acea strâmtă și îngustă, suntem pe drumurile lăturarnice, pe lângă drumul lui Dumnezeu, dar încă avem impresia că noi facem parte din poporul lui Dumnezeu, că noi suntem sub protecția lui Dumnezeu. Psalmistul ne amintește că aceasta este doar o amăgire și că Dumnezeu îi va nimici pe aceștia împreună cu cei ce fac rău, pentru că inima lor de fapt nu este credincioasă, pentru că inima lor nu este de fapt neprihănită. Falsa convertire, falsa siguranță este un pericol foarte real. Siguranța fără sfințenie este o amăgire. Este o groaznică amăgire. Dacă tu astăzi crezi că ai promisiunea siguranței, că ai realitatea siguranței, dar în viața ta nu există evidențe ale sfințeniei, te amăgești, dragul meu. Și ești pe un alt drum. De aceea Scriptura din nou și din nou ne invită să ne cercetăm viețile, să vedem dacă într-adevăr suntem pe acest drum, pe această cale. Dacă într-adevăr este justificat să se spună despre noi că suntem parte din poporul lui Dumnezeu. Pentru că nu toți cei ce au coborât din Israel sunt Israel, ci doar cei care cred. Și nu toți cei ce sunt membri într-o biserică baptistă sau baptistă reformată sau penticostală și merg de când în când la biserică și pretind că sunt pocăiți și s-au botezat și iau cina Domnului și cotizează la biserică, sunt cu adevărat poporul lui Dumnezeu. Și doar cei ce cred cu adevărat. Și credința, ne spune Scriptura, este evidențiată printr-o lucrare a Duhului Sfânt, printr-o roadă a Duhului Sfânt, printr-o sfințenie care este în mod progresiv desăvârșită. Ca atare, dacă tu astăzi ai siguranță fără sfințenie, te afli într-un mare pericol, într-o mare primejdie.
În cele din urmă, psalmistul ne lasă cu o urare. Și aceasta va fi și concluzia noastră. Și urarea este aceasta. Pacea să fie peste Israel. Pacea să fie peste noi, să fie peste voi. Pacea mântuirii. Da? De ce avem nevoie de această pace? Pentru că suntem în starea noastră naturală într-o dușmănie cu Dumnezeu. Pentru că Cel care ne-a creat, așa cum am cântat astăzi, și a cui suntem, pentru că El este Creatorul nostru, a fost trădat de creația Lui. Pentru că zilnic ne întoarcem spatele la acest Dumnezeu și încălcăm poruncile Lui și merităm condamnarea Lui. Și nu avem nicio speranță până când nu facem pace cu acest Dumnezeu. Vestea bună este că metoda împăcării cu El este Domnul nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, poate că ești împăcat cu Dumnezeu. Poate că ești cu adevărat credincios, dar nu ai această pace a siguranței și a perseverării. N-ai înțeles cu adevărat, n-ai experimentat cu adevărat ce înseamnă să te odihnești în realitatea că ai siguranță în promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Și te întreb, oare? Oare? Pentru că încă te bizui pe aptitudinile tale, pe performanțele tale. Poate încă mai este un pic acolo care spune... Și astăzi psalmistul te invită să guști din această pace. O pace care vine nu din ceea ce ești tu, ceea ce poți tu, ci din realitatea că Dumnezeu este Cel care te-a mântuit și Dumnezeu este Cel care te-a chemat să faci parte din poporul Său. Dumnezeu este Cel care locuiește în tine. Dumnezeu este Cel care locuiește în mijlocul nostru. Dumnezeu este Cel care înconjoară poporul Său și ne protejează de orice rău. Și Dumnezeu este Cel care ne promite că suferințele, atacurile, încercările celui rău se vor sfârși. Și moștenirea noastră este sigură în mâinile Lui. Aș vrea în această dimineață ca Dumnezeu să-ți dea această bucurie. În primul rând, această pace a mântuirii. Și apoi, dacă nu ai gustat, această pace a siguranței și a perseverării dată din promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Thank you.